Dragii mei apicultori, un nou interviu cu apicultorul nostru experimentat. Vreau să ne povestească cu istorioare cum s-a răsturnat cu stupii. Am încărcat stupii în Niger cu un șofer glumieț. Toată noaptea se râgea și vorbea prostii. Dar erați la cooperative sau da, a dumneitale? Cu Adine Cooperative. Cu Adine Cooperative. Adine Cooperative. Și când ajungem în Gibart, în Braibu, era un drum care se băga sub drumul principal, era loc să le descărcăm. Și șoferul trebuia să dea înapoi. Eu am fost lângă el, m-am coborât și m-am uitat. Și m-am dat în spate și m-am uitat. Drumul era larg, deci era scăpat. Dar ce se întâmplă? Drumul era făcut numai așa în niște lemne puse și așa crescută iarbă mare în lemne. Și zic către șofer, băi șofer, măi, ce. Mă, te răstorn. Dă-te la geam, mă, dă-te la geam. El, de la. Când a dat cu de la, mașina cu roțile în sus, în părere. Ioi! Cu toți stupii. E cu o mașină în sus. Vai de... Norocul s-a oprit după o ceată și i-a golit. Păi toți stupii. Și Maria lui Mihai era lângă el acolo, nu s-o da jos, că era somnoroasă, era prea dimineață. Prea de dimineață. Eu vin la dat cu sculile în cap. Mihai se uită în lătă. Măi, Marie! Uie! Ce e, mă? Pătrocul ăla e, pe aici, dar... Nu, de-aia o ieșit gheata de acolo, nu, acum... Fă lucru. Și am lucrat acolo la ei, un zic și nu știu cât de... Fiecare ladă a fost cu cratințul. Și ori muri mulți? Nu muri niciuna. Niciuna? Niciuna. Chiar dacă a căzut în apă? Care nu le-a mai mânat apă, care nu mai ieșit. Bă, umbrau și le luam, le umbleam și le punea la loc. Le-am verificat de zi, niciuna. O vin la cooperativă, ne-am uitat. Ce făceați atunci când nu făceați cota de miere la cooperativă? Erau niște motive importante, nu se putea numai așa, trebuia să facă referat, trebuia să facă dare de seamă, cine e vinovatul și ce trebuia făcut, și mai ales atunci n-a fost închiși pentru păduri, atunci a fost ușor. No. După aia Mihai știa face acție, numai. Și trebuia să le facă. Ca să stăm acasă. Și... Nu-i plăcea să meargă. O tot făcut, și pe mine m-a dat afară. Că nu mai produceați. Din cauza că nu mai produceați. Pe mine m-a dat afară. Nu bine, dar lasă. Că nu mai era miere, mă. Nu mai făcea. Că el era șmecher, nu mai vrea ca să meargă cu ei în pastoral. Am plecat odată la Acăț, la Calafat. Și, dragul meu, încărcăm de la, erau la Oevia. Încărcăm de acolo și gata de plecare. Eu trebuia să merg cu mașina mare, Mihai cu emisiu. Și până mă uit eu încoși în bolul pe jos acolo, ăla cu mașina mare pleacă bolul. Și-a rămas jos. Și-a rămas pe jos. Păi mă, Mihai ăsta plecă. Dar zice, hai sus că la gol. Ce să-l mai găsim, mă? Ioi. I-am dus până în Calafat. Și n-am mai dat el. Și? Și-am venit înapoi. Și Aline, ăla cu Aline s-o duc și... Tu nu știi, nu știi, era petrolul, mai e mult în albărele. Ăla s-a oprit la petrol și acolo a Vai, deci voi v-ați dus până la Calafat și înapoi. Yeah. 450 de kilometri, 900 de kilometri dus întors. Eu am rămas în Calafat.
Metania Ignaț care face și s-o întors el înapoi. Și nu-l muri stupid. S-o întors mi-a. Nu, nu. S-o dus cu ea de pe când fac cu târzile, s-o dus la cooperativă și ce să facem. Și atunci, dacă au zis că eu sunt acolo, o dat un delegat de la cooperativă și duce, frate, hai. Și aștept o zi și o noapte în Calafat, în Marlavit. În pădure. În pădure, m-am băgat la un moment de mă curc acolo. Dar zice, nu mai în casă. Dar când mă bag, aveam o bloc acolo, în avan, în pimniță, nu știu. Tu că te bagă în pimniță, că te ascult de acolo. Și a stat acolo până la ziua, și apă ziua, în ceva vreme, a sosit delegatul cu Albin. A sosit și am descărcat. Ilus cu delegatul. I-am căpătat-o. Da. Veneau oamenii la descărcat? Veneau. Nu le erau frică? Le plăceam. Da. Că bănuiesc că lăzile nu erau prea bune, mai așa albine, mai... Vai de mine, rele erau. Și stau acolo în Calafat, dragul meu, și stau acolo, și stau acolo, și nu mai vine nimeni pe mine. Eu, ai rămas blocat acolo. Nu mai vine nimeni pe mine. Într-o târzie vreme, după ce s-au cortat tot cu ne. Și frunză lina, că... Au dat, au început să dee ăla la alta câți, ăla cu... Ce nu face floare de sădere. Era mult, era. Mă, așa vine albine, așa vine rădăcea. Și dragul meu, vine într-un, la 20 și nu știu pe ce de zile. Ior. Vine și încărcarăm și plecarăm înapoi. Când ajungem pe ori, parcă am zis, pe ori, în balota, se strică mașina. Cu stupiar. În puterea mea. Vai de... În ziua? Ziua. Era așa cam plapând. Fondie de șofer. Și se strică mașina. No, ia cutia, că nu știu ce, discutea mea. Vai de... Ia cutia jos, singur. Eu nu-i puteam ajuta. Nu începeam cu mașina. Și duce 4 km după discul de-a mea. Bine că ați găsit? Am dat telefon la cooperativă și nu, mă, ce să faci? Telefonul nu era! Așa umbla albinii deasupra mașinii. Era roi! Yo. No, nu-i destul la atât. Vinim, cu pace vinim, ați la gura în poiță, pe un egal aia pe acolo, s-o prește mașina. Yo, iar! Și cât era ora? Era târziu. Păi era pic pe mine. Vai de mine. No, ce să fac? Eu în ce s-a stricat? Carburatorul. Ia carburatorul jos și se pleacă și mă arunțește pe fața șoselei acolo. Și pune-le și face-le și face-le. Și l-a făcut la ușit. Și nu s-a sufocat. Nu stai, mă. După aia, după ce... Îl face, i-a dus la tăuș cu el. Câțiva kilometri mai sus? Acolo le-am descărcat. Și apă, o șepi obia cooperativă au murit, o două, trei mele, nu știu, lui Mihai, și-a lui Mihai au murit. O cât era. Și acolo le-am deșartat, acolo le-am dat drumul pe ampul. Să le duc apa. Alea moarte. Cum să fac el? Și nu îți da dreptul să pleci cu ele dacă nu aveai tăce foile, tăce drepturile și cu contabilul și președintele și contabilul și toată suita cooperativii să semneze plecarea lor și venirea lor. Da. Băi, nu șteaptă după hârcii, nu șteaptă după hârcii. Nu-i mai bine acum, acum te urci la volan, le-ai încărcat și ai plecat cu el. Da. Nu știu. Era fain, dar era și cam urât și cam scârbat să te ia. Din cauza legilor și... E, ce ținea... Partea birocratică. Priponit acolo. Păi și pe ei, nu-i interesează să facă mierea? Ce făceau cu mierea când o luau de la voi? Păi
Eu nu ce fac, eu preda la cooperativă, mă. Norocul că eram plătiți în acord comun, roba. Aha. Noi luam... Nu după producție. Luam sau orice salariat la cooperativă. Am înțeles. Eu luam 2000 de lei, Mihai 2000 de lei și era bine. Era bani, ea, mă. Era bani. Ei, dar producție nu era. Nu era. Ei s-au prezut că e șoadă treaba. Am înțeles. Da. După mii ani în jur de anterese. Am făcut odată că eu vin la inventar. Era la Bureana linie, el n-avea casă până. Plingea linie, pe acolo la cooperativă. Eu vin la inventar. Vin. Vin și faci în roi. Prin februarie, dar nu era să fac. Vai de mine! Și odată împărțirem și scoserem numărul de albine. Că nu le aveați. E. Le-am pus la loc. Le-am scos, au plecat, le-am pus la loc și gata. Și primăvara, cerere de unificare. Atunci 10 regine bătrâne, care nu mai produc, atunci nefecundate și atunci slave, care nu mai... Epuizat. Epuizat, așa. Deci, și eu dădeam acolo și o promos. Și era o moarte. Și era o moarte. Le declara moarte. Da. Și așa scăpa de lipsa efectivului. Era, cum să zic eu, nu era vinovat nimic de el. Păi nu, astea era naturale, cauze naturale. Da, cauze naturale. Și merea treaba, mă, merea. Se învârtea. Măi, Mihai, mă, nu mai facem roi, ba, e, dar n-aveam de un. În vremurile alea, cu ce cum era considerată mierea ca valoare? Avea valoare. Avea, dar nu cumpăra nimeni. Nu cumpăra nimeni. Mai vin iai cu Bortanu, așa ne. Până o vin Silviu. S-o trezit Silviu, era pe final, băile, nu știu pe unde sta el. Prin ce an? Băi, nu mai știu să spui, că numai veto a avut. Prin 90, 92, 93. Veto a avut prima tangență cu el, că el e neam Silviu, așa-i? Nu, el e român. A? Nu, el e român. Eu știu că Veto a avut tangență cu neamțul ăla. Și neamțul s-a dus la Silviu. Așa, s-a dus cu... Nu. Cu Veto. Veto s-a dus cu neamțul la Silviu. Așa, nu mai știu eu legătură. Așa a fost. Dar eu știam că... Zișfri sau cum îl chema pe ăla? Pe neamțul ăla. Că merea Merita la neamț. Și vinea cu câte o geantă de bani. Merita. Așa ne vinea. Ciucomocu pe simplu și nu s-a cățat nimeni de ea. Da, să știu că era după 90 deja. Nu, așa. Nu, și ăla, neamțul ăla, de la ăla, cum se zice... Dar în istoria apiculturii au mai fost perioade când mierea n-a avut valoare. Țin minte și prin anii 98-2000... Avea valoare, mă, dar nu să-mi băga oamenii că nu era produsul necesar, era produs de lux. Era scumpă. Și era scumpă. Era scumpă. De ce să dau eu atâția bani pe un borcan de miere și mai bine iau niște zahăr. Cu zahărul ăla cât am. Am înțeles. Nu vedeau o necesitate din a cumpăra miere. Nu, fără un borcan de miere, eu poți trăi. Da. Poți trăi bine. Nu înțeles. Dar fără pită nu. Și totuși, dacă e așa, de ce totuși oamenii au continuat să crească albine? Măi, eu mi-a ajutat și statul. Mi-a ajutat statul? Eu ajutat statul, mai da zahăr. Le dădea zahăr? Ei, mă, dădeai miere și dacă nu dădeai miere, dacă aveai 10 stupi, îți da un sac doi de zahăr. Și pentru zahăr țineau oamenii stupi? Da, mai țineau. Care de tot cea, care nu ținea pe îngăta zahărul. Și gata, și nu mai avea stup. Am înțeles. Da. Și nu era. Ca alte beneficii ce puteai să ai? Nici un beneficiu. Meneam la calafat, vinea căruța cooperativii la stupină, dați miere aici.
N-avem. Cum n-avem? Dar miere, n-avem. Nu îți o lua cu forța, mă. Îți o lua cu forța. Era lor, să fim realiști. Să nu ia cu căruța. Și tratamente primăvara și toamnă, ce aplicați? Nu, mă, deloc. Doar deloc. E, până o vin, după ce o vin păduci, sinecarul ăla era. Ăla. Și după sinecar ce a apărut? Varachetă. A apărut varachetă. Atunci ne-au murit mie o grămadă de galbine. Da? Cum? Așa, că au zis, imediat s-au auzit, băi, nu dați cu varachet că te ceați bine, mă. Nu dați, mă, cu varachet că te ceați bine, mă. Și indicația era bună, zice, aprindeți fitilul, prindeți-l cu cuiul de parece de lăzi din lontru, închideți tubul cât, 5-10 minute, 20 minute și lăsați să ardă. Și așa am făcut. Apoi după am băgat pe urgini, știți? Nu, și ăla era tratamentul. Nu, eu nu le-am dat și m-au prins toamna cu ei netratat. Știu că am avut un problemă cu două familii și am destul pe lege, am... Pe toamna n-am mai avut mai vreme. Care credeți că sunt simptomele unei familii care moare de păduchi? Cum se manifestă? Poți să le știi care e infestată de păduchi când ai ieșit capacul și ai luat de pe el, de la descoperit, puce. Miroase. Puce, ăla-i primul simptom. Și-a fost baia de iasă și să te geală și să te tăstani și să te duc. Până în mereu. Ce rămâne într-o ladă de la păduchi? La infectarea cu păduchi? Rămânea că ce 10-20 de albine și regina. Cercam să le, nu le-am putut recupera. Nici cum. Deci care sunt afectate, nu sunt recuperabile. Deloc ați fost lovit vreodată? Până e lumea. Și cum scăpați de ea? Așa, dam teramicină, le puneam la loc însorit, le izolam și le strântam. Și trecea? Trecea. Trecea și acord fi atent că iar apărea. Iarăși apărea. Era cu remanență. Da. Cum se arăcea o țelucă, cum? Cum reapărea. Da. Asta este istoria apiculturii, istorie frumoasă. Sper să vă placă.